Portarul echipei de juniori 1 ACSM Ploiești, Denis Ștefan, a fost convocat din nou la echipa națională de juniori a României, care se pregătește de această dată pentru participarea la trofeul Carpați Niro. Tricolorii antrenați de Vasile Boca și Rudi Stănescu se vor pregăti la Plopeni și au programat primul meci joi de la ora 17:30 în Sala Sporturilor Olimpia în compania Muntenegrului. Turneul internațional Trofeul Carpați Niro este organizat de Federația Română de Handbal și Primăria Municipiului Ploiești, în parteneriat cu Fundația Județeană pentru Tineret Prahova, și va avea la start 4 formații: România, Muntenegru, Macedonia de Nord și Egipt. Meciurile din primele 2 zile vor avea loc în Sala Sporturilor Olimpia, iar etapa finală se va desfășura la Plopeni.